Un botoșanean a fost victima unui accident cumplit. Acesta lucra într-o vulcanizare din municipiul Botoșani în momentul în care una dintre anvelope a explodat. Suflul a fost atât de puternic încât i-au produs amputații la nivelul picioarelor și un coleg al bărbatului a fost rănit, acesta aflându-se la câțiva metri de locul exploziei. Primele date arată că angajatul în vârstă de 37 de ani încerca să schimbe o anvelopă a unui camion. Omul manevra roata când, din motive încă neclare, s-a produs explozia. S-a prezentat traumatism deschis bilateral la membrii inferioare cu amputație incompletă. Se pare în urma unei explozii de anvelope. Pacientul a fost preluat și transportat pentru investigații și tratament la unitatea de primiri urgențe. La fața locului s-au prezentat și polițiștii pentru a vedea circumstanțele în care s-a produs tragedia. La 10 am fost sesizați cu privire la faptul că la un servis auto din municipiul Botoșani a avut loc o explozie, în urma căreia au rezultat două victime de 36 și 37 de ani. Acestea au fost transportate la spital pentru a li se acorda îngrijiri medicale. În continuare, polițiștii sunt la fața locului și efectuează cercetarea pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs evenimentul. Victima a fost transferată de urgență cu elicopterul SMURD la Iași pentru că avea nevoie de o intervenție la clinica de chirurgie vasculară din cadrul Spitalului de Urgență Sfântul Spiridon.